Și să spuneți, da, asta e apă normală, nu apă de băut, nu e apă de lipit asta. Se găsește în magazinele de specialitate, la Oșan, cereți apă de lipit palmieri. Și o să știe despre ce e vorba. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, adică a mea. E o ediție de sărbătoare și sigur că putem cânta Lerui Ler și iarăși Ler, am făcut un palmier. Sau, haideți fraților să mergem, palmierul să-l culegem. Astăzi gătim palmier. Efectiv este un palmier pentru că are clar formă de palmier, el este un palmier. Palmier tradițional umplut cu carne de porc și cu multe alte lucruri. Așa că eu vă invit alături de mine să aflați cum se face chestia asta. Miroase amețitor, așa o să miroasă și la voi în casă. Rămâneți cu mine, urmăriți rețeta, gătiți și mă pomeniți. Facem un desert tradițional, sărat, ca la Moldova, palmier de la Moldova se numește. Vă arăt cum se face compoziția de carne, că na, tot e Crăciunul și... suntem obișnuiți cu chestia asta. Un pic de ulei. Un pic de unt. Aș lucra cu niște usturoi. L-am gata tăiat. Începe să miroasă frumos. A sărbătoare la români. Deci deschidem ușa apartamentului. Și adăugăm și ceapă. Eu am zis ceapă verde. O înmuiem puțin. S-a înmuiat. Și putem adăuga și carne. Voi alegeți ce faceți, eu am pus porc cu vită. Vă imaginați că ar trebui să faceți o compoziție ca de chitele. Adică ceva foarte, foarte savuros, așa trebuie să fie tocătura asta. Dacă vreți să umpleți dovlecei, roșii, trebuie să fie ceva bun, gustos, să mănânci cu poftă și să-ți aducă aminte de Crăciun. Pentru că e așa și cu carne, pentru cei care mănâncă din asta. Ne ocupăm un pic și de gust, dacă toți suntem aici. Și, evident, facem cum știm mai bine. Amestecăm și avem grijă să nu se ardă carnea, să se gătească încet și bine. Punem și un pic de cimbru în avans. Cimbru proaspăt, dacă găsiți, dacă nu, din ăla uscat din pod. Compoziția nu trebuie să fie umedă, o gătim bine, nu trebuie să lase lichid, ulei, grăsime, nimic. Trebuie să se întindă ca un fel de pastă, așa că avem grijă să se evapore lichidul. Am și niște pastă de ardei și aici, evident, pasiunea pentru artă, cultură, istorie ne îndeamnă să spunem Galileo Galilei. Mai punem și un pic de bulion. Și acum, cât toate sunt încă fierbinți, mai venim cu un pic de ceapă verde. Niște ardei copt. Chestii cu roșu, chestii care au legătură cu Moș Crăciun. Adică asta e mâncarea preferată a lui Moș Crăciun. Mai și gustăm, ca la un anumit concurs de la Școala Ajutătoare de Gastronomie. Aici nu știi niciodată, gustă sau îți aruncă lingurița în față. N-ai de unde să știi. Se uită așa la tine ca un șarpe de ăla din borcan când intri la chinezesc. Are gust bun, în ciuda faptului că Exarhu a gătit aici. Ăsta chiar e momentul în care putem opri. E foarte gustos. Foarte gustos și ardeiul ăsta o să vă placă foarte mult. Pus la final. Un pic de piper. Opresc focul. Adaug cimbru. Niște mărar.
și niște pătrânjel, cum se spunea pe la noi, pe la Brăila. Așa spuneau bătrânii. Pătrânjel. Aici, tot ca să vorbim în graiul vechi, cineva care ar fi gătit chestia asta în Brăila acum 70 de ani, ar fi spus, și acum îl lași să-și tragă el. Chiar dacă e vorba despre ea. E mai bine să spui el. Asta arată că, într-adevăr, Brăila nu este în Moldova, este în Ardea. Îl lași să-și tragă el. Așa, tapenada e o chestie foarte des întâlnită în zona Mediteranei, se amestecă măsline cam cu orice, dar mai ales cu anșoan. Așa că luați niște măsline, cel mai frumos se face în mortar, că se degajă toate aromele mult mai bine, e mai bine să lucrezi chiar și cu măsline care au sâmburi, le alegi, să-ți placă, le scoți sâmburi, muncește, iau toate nădușelile. În fine, muncești un pic, mortar sau mojar, cum vreți să-i spuneți voi, mulți dintre cei care gătesc îi spun mortar. El se numește mojar, nu contează. Important este să ne înțelegem și să fim oameni. Punem astea în mojar sau și mai simplu în blender, adică avem măsline, anșoa, capere pe care le desărăm înainte sau în orice caz le lăsăm să scape de oțet, dacă au prea mult oțet. Suc de lămâie, blendăm, adăugăm ulei în fir subțire, dar nu mult. Și asta e. Borcan, 3 săptămâni, liniște. Nimeni nimic. După aia, obținem atât. Atâta muncă pentru asta. Incredibil. Nu, glumesc. E o parte din ce am avut. Și adăugăm și un pic de roșie, din asta ținută în ulei. E un pic dulcică, nu? Cum este Mirela, de la Resurse Inumane. Dacă vreți mai multe arome, puteți să-i... Francezii nu adaugă mare lucru, poate niște pătrunjel sau nici măcar. Asta e compoziția, acum rămâne să mai avem și ceva de făcut cu ea. Așa că o să mă ocup, în sfârșit, de palmieri. Folosim totuși un pic de făină, ca să fim siguri că nu ni se lipesc astea pe aici. Așadar, o să facem, să folosim niște tapenadă sau să folosim niște carne. Hai să folosim niște carne, nu? Întindem noi frumos compoziția asta minunată de altfel. Ba, naibii, o pune pe toată, bă, ăsta ne fierbe ca pe... Sunt convins că cineva s-a îmbătat la un moment dat, un haiduc de ăsta, și a zis ne fierbe ca pe hoții de cai. Atunci boierii au zis, bună idee. Hai să-i fierbem. Cum se spune, nu? Și se face pielea măciucă și părul găină. Un pic de cimbru. Dacă vreți să mai puneți și un pic de mărar, puteți să puneți și un pic de mărar. Nu mult? Nu. Un pic. Și pasionații de gastronomie o să zică, Răzvan, spune-ne, putem să punem un pic de pătrunjel? Da. Nu, puteți să puneți chiar mai mult. Wow, ce bine. Așadar, acum începem să rulăm. Această propoziție e ceva comun, să spunem, dau un exemplu la întâmplare, în Jamaica. Dar e doar un exemplu, vă dați seama. Nu vă zic eu unde să faceți voi Crăciunul. Oio! Deci rulăm de aici, dar rulăm și din partea elaltă. E ca atunci când vă vine unchiul Mirel în vizită de Crăciun și întârzie, ca de obicei. Și îl întreabă, dar pe unde ai venit, unchiule? Păi pe acolo. A, n-ai venit pe partea... Nu, am vrut să vin pe partea elaltă, dar am venit pe aici. Există întotdeauna, în relatarea unor rude, acest detaliu. O veni pe partea ailaltă. Ăsta este monstrul pe care, exact în formula asta, va trebui să-l ducem frumos la rece. Ducem să stea cam 20 de minute
să se odihnească. După care o să-l tăiem palmier, 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 palmier. Bun, și exact când stăteam noi liniștiți, bam, vine vestea asta cea mare. Bă, trebuie să lipești acolo. Cu un pic de apă se lipește, nici nu se vede că n-a fost palmier, în sensul ăsta. Dar lipit palmieri, de ce? De ei. Ei între ei. Ei așa sunt palmieri. Incredibil. Așa stau. Bineînțeles, voi o să faceți altfel, adică o să faceți asta exact în tava pe care o să o luați și o să o puneți în cuptor ca să nu mai rupeți ăsta și să vă faceți de râs la filmare. Deci e încă o dovadă că nu eu fac mâncarea asta. 20 de minute la rece. Hai. Și acum începem să tăiem. Este un palmier mic. E la început de drum. Știți cum sunt palmieri. E ca omul. Este o poză frumoasă. Puteți să vă faceți poze din astea, dacă vreți. În loc să vă duceți să dați bani la fotograf, bradul cu renii, cu astea, faceți poze cu palmieri. E mult mai exotic. Cântați ler și palmieri. În fine, am tăiat palmierii. Acum trebuie să stea cam 10 minute la congelator. Trebuie să fie foarte, foarte rece. Cum sunt palmierii, de fapt. Și cum e sufletul vostru. Înainte să vă uitați la farfuria lui Exacu. 10 minute la congelator și după aceea cuptor, 12-15 minute, forță nucleară. 10 minute la congelator, fac minuni. În 15-20 de minute, deja miroase în casă a frunză de palmier. Puțin români își permit asta. În afară de cei care urmăresc, bineînțeles, farfuria lui Exact. Opa, așa. Ei, și cum stăteam noi liniștiți și cântam cu cetina tot verde, bam! Vești extraordinare din cuptor. Minune mare! Veniți să vedeți! Au răsărit palmieri! Ăștia sunt palmierii, miros amețitor, așa trebuie să procedați și voi în seara de Crăciun. Puteți să faceți compoziția înainte, doar rulați, puteți să o și țineți la rece și doar scoateți din frigider, tăiați, puneți în cuptor, la revedere, 15 minute, sunt gata și se umple toată casa de parfum. Așa că, uite, mai dăm un pic de verdeață și ca o gazdă primitoare mergem la masă și spunem dragii noștri, lerui ler și iarăși ler, v-am adus un palmier. Crăciun fericit! Bonjurică, bonjurică! Exact când nimeni nu se mai aștepta, așteptarea a luat sfârșit. Bineînțeles, este vorba despre cum puteți afla voi, pentru că m-ați întrebat, când se publică rețetele din farfuria lui Exact. E foarte simplu. Dădem întâi subscribe la canalul de YouTube Boșan. După aceea, dădem click pe clopoțel ca să aflăm primii când se publică rețetele. Și după aia, dădem like pentru că ne place.